Dragonii de deșert nu dau din gură, nu pun întrebări, nu fac gălăgie. Asta e una dintre lucruri. Poți să stai liniștit împreună cu ei. Am multe animale, fiecare în felul lui. Nu știu, câinii mișcă, fac scandal, pleacă, trebuie să ai grijă de ei. Șopârlele nu. Unde le pui, acolo stau. Ca, de exemplu, acum. Un pic, na, un pic. Trebuie să fii atent să nu fugă. Că, da, nu fug departe. Șopârlele trebuie curățate pentru că cel mai mare risc să se îmbolnăvească este să se rupă pliurile pielii, astfel încât bacteriile și microbii pot pătrunde sub piele și bolile de piele sunt bolile care pot să afecteze foarte repede șopârlele. În general, asta se petrece datorită lipsei soarelui. Dacă ele ar sta în deșert, nu li s-ar întâmpla asta, dar la noi, cum le creștem iarna în vivarii cu puțin soare, asta se petrece. E un mare risc. Nu se curăță foarte bine de piele și asta le poate provoca multe boli. Și atunci trebuie ajutate un pic. Da, am zis că vârsta în timp te face să-ți pierzi din speranțe, adică, ce să spun, lovindu-te de viața de zi cu zi, vezi că de multe ori speranțele pe care le-ai avut nu se realizează sau se realizează extrem de greu. De exemplu, nouă ne va trebui 30 de ani să facem o autostradă de 5 km. E o chestie mică, dar importantă pentru noi. Și lumea pare să că nu merge întotdeauna foarte bine înainte. Sigur, e poate sfârșitul de secol care, sau începutul de secol nou care schimbă lucrurile. Cumva cred că suntem cam la fel cum era lumea la începutul secolului 20. Cu speranțe care se prăbușesc. Atunci lumea avea foarte multe speranțe și, uite, au venit două războaie mondiale care au distrus total civilizația. Suntem cumva aproape, cred eu, de acei ani. Thank you.
dacă zintiță, dum-duru-duru-duru-duru-duru. Mândra mea e ciobăniță, dum-duru-duru-duru-duru-duru. Face caz, face zintiță, dum-duru-duru-duru-duru-duru. Și strecoară zărul bine, lai-lai-la-la-la-la-la-la. Și mă iubește pe mine, lai-lai-la-la-la-la-la-la. Și strecoară zărul bine, lai-lai-la-la-la-la-la-la. Și mă iubește pe mine, zi băiet, așa măi! Ei, vin ciobanii fluierând, dum-duru-duru-duru-duru. Și băcițele cântând, dum-duru-duru-duru-duru. Vin ciobanii fluierând, dum-duru-duru-duru-duru. Și băcițele cântând, dum-duru-duru-duru-duru. Și oile în urma lor, ai-lai-la-la-la-la-la. Adunate în ciopor, lai-la-la-la-la-la-la. Și oile în urma lor, lai-lai-la-la-la-la-la. Adunate în ciopor, zi băiet, așa măi! Ei, dragul mii, mândra băciță, dum-duru-duru-duru-duru. Cântă gură și jintiță, dum-duru-duru-duru-duru-duru. Dragul mii, mândra băciță, dum-duru-duru-duru-duru-duru. Cântă gură și jintiță, dum-duru-duru-duru-duru-duru. Dimineața dulce-duce, dai-dai-da-ra-la-dai-da. De la ea nu m-ar mai duce, dai-la-la-la-la-la-la. Dimineața urdă dulce, ai lai la 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 la. De la ea nu mă mai duce, zi băiete, iar așa. Sara când mă-ntorc la stână, dum-duru-duru-duru-duru. Mântruța mă ia de mână, dum-duru-duru-duru-duru. Sara când mă-ntorc la stână, dum-duru-duru-duru-duru. Băcița mă ia de stână, dum-duru-duru-duru-duru. Eu o bag pe sub cojoc, ai lai la 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 la. Și o țuc să am noroc, la 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 la. Eu o bag pe sub cojoc, lai lai la 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 la. Și o țuc să am noroc, zi băiete, nu așa. Istoria românofirului, în ceea ce privește activitatea textilă, începe în 1920, când un grup de întreprinzători dintr-un oraș învecinat aici, Cisnădie, cumpără o fostă moară pe care o transformă într-o fabrică de postavuri militare. Fabrică care apărea datorită faptului că România avea nevoie de postavuri militare foarte mult atunci, în anul 1922-1923, în scopul de a echipa armata română. După reunificare, România avea nevoie de o uniformă unică pentru armata ei și necesitatea unui postav, unei cantități mari de postav, a făcut posibilă această investiție. Nu a durat foarte mult și în 1923 această mică fabrică textilă numită Talma a fost cumpărată de o mare întreprindere germană din Freiburg, din Metz, care a transformat-o într-o fabrică de ață de cusut din mătase. Fabrica Metz-Fadenzöhne, pentru că la noi deja era a treia generație a acestei firme constituite în 1762, a făcut ca ața de cusut un lucru necesar în gospodăriile oamenilor să fie mai accesibilă. Am operat sub numele de Metz-Fadenzöhne până în 1935, când compania noastră a fost achiziționată de o companie scoțiană din Glasgow, care a transformat fabrica într-o nouă companie numită Romanofir SA. Și am funcționat ca societate pe acțiuni cu denumirea de Romanofir până în 1948 la naționalizarea fabricii. A fost o perioadă deosebit de bogată pentru noi. A fost perioada în care numele Romanofir a devenit un simbol important în producția de ață în România. Thank you.
Eu cred că totul e în toate și că fiecare are totul. Eu cred că fizica e metafizică, cred că e mistică în același timp, cred că mistica e poezie, poezia e matematică sau fizică.
Cred că orice limbaj, nu există diferențe între limbaj. Că orice limbaj vorbește despre același lucru, despre univers, despre absolut, despre creație. Și orice e orice, căci eu nu văd nicio diferență între o fabrică și o bibilică. Ce, fabrica n-are gheare? Fabrica n-are sânge? Nu sunt oameni care lucrează? Nu are sânge fabrica? Nu au și fabrica și bibilica puf și pene? Fabrica e fabrica de ață. Fabrica aceasta de ață nu are puf și pene? Fabrica e colorată, dar bibilica, chiar dacă e neagră cu puncte albe, nu-ți colorează viața? Și ce, fabrica nu zboară? Nu visează? Pasărea nu visează? Eu cred că totul e în toate și că totul e absolut. În timpul comunismului, societatea și-a schimbat de numele. Numele a fost Firul Roșu. Sigur că în comunism toate erau roșii. A avut o importantă epocă de retehnologizare și extinderea activității de producție, în special în anii 1959-1960, când s-a triplat activitatea societății, care a ajuns de la 700, cât fusese în timpul perioadei Metz-Fadernzone, la 2000-3000 de angajați. Cam 3200 a fost capacitatea maximă de ocupare a societății în această perioadă, adică în general după anul 1980. Privatizarea societății a intervenit după criza economică pe care toată economia României a traversat-o după Revoluție, pentru că reforma economică continuă a făcut să întâmpinăm destul de multe probleme. Reducerea industriei textile în toată Europa și efectiv și în România ne-a făcut să fim obligați să reducem activitatea de producție, astfel încât de la 2800 de oameni, în etape succesive, am redus personalul până la aproape 500 de persoane, cât am avut în momentul privatizării în anul 2000. În 2000, fabrica a fost cumpărată de către o asociație a salariaților și conducătorilor din cadrul societății, după o procedură numită Management and Employees Buyout,
astfel încât, începând din 2000, suntem o companie privată. Da, te-am ajutat pe tine. Uite, Barbara mi-a zis că vidul nu e nimicul. Eu cred că vidul e nimic. Ea crede că vidul e prezență. Că vidul e conștiința că ceva e vid. Dar dacă tu ești acolo cu prezența, atunci nu mai e vid.
Și vidul e nimic. Thank you.